Atunci când încercați să pierdeți în greutate, ce este mai important? Dieta sau exercițiile fizice? Sunt Alin Ispas și te invit să rămâi alături de mine pentru a afla răspunsul la această întrebare pe baza științei. Un sondaj național a constatat că marea majoritate a americanilor care încearcă să-și controleze greutatea consideră că consumul de alimente și băuturi și activitatea fizică sunt la fel de importante. Adică 7 din 10 persoane au optat pentru aceeași importanță, aproximativ 2 din 10 au considerat că exercițiile fizice sunt mai importante și doar una din 10 a ales dieta. Marea majoritate a americanilor se înșeală. Rămâneți alături de mine pentru a înțelege de ce. Este ușor de înțeles cum oamenii ar putea crede că dieta și exercițiile fizice joacă roluri egale. La urma urmei, greutatea noastră este determinată de echilibrul dintre caloriile introduse și cele eliminate. Ceea ce însă s-ar putea ca oamenii să nu înțeleagă despre această ecuație a echilibrului energetic este că avem mult mai multă putere asupra părții calorii ingerate. De fapt, zi de zi avem control deplin, adică putem alege să mâncăm 0 calorii sau 10.000 de calorii. Dar majoritatea calorilor eliminate tind să fie în afara controlului nostru. Spre deosebire de animalele sălbatice care tind să ardă majoritatea caloriilor în timpul activității, aproximativ 60% din caloriile noastre zilnice sunt consumate, atenție, doar pentru a ne menține în viață, ceea ce se numește rata metabolică de repaus sau bazală, datorită în parte creierului nostru, care consumă multă energie. Deci chiar dacă ați sta în pat toată ziua, tot ați arde mai mult de 1000 de calorii doar pentru a vă alimenta funcțiile de bază, cum ar fi gândirea, respirația și menținerea inimii în funcțiune. În schimb, chiar și cei mai activi oameni fac mai puțin de 2 ore de mișcare pe săptămână, ceea ce înseamnă în medie mai puțin de 100 de calorii arse în fiecare zi. Aceasta reprezintă doar aproximativ 5% din totalul cheltuielilor energetice zilnice, partea calorii consumate a ecuației. Așadar, cele 2000 de calorii pe care le putem asimila în fiecare zi din alimentație pot exercita o influență de 20 de ori mai mare decât exercițiile fizice asupra destinului nostru ponderal. Majoritatea oamenilor cred că exercițiile fizice sunt foarte eficiente ca modalitate de a pierde în greutate, dar acest lucru a fost numit un mit în literatura științifică. De fapt, a fost etichetat drept una dintre cele mai comune concepții greșite în domeniul obezității. Cu toate astea, aproape toate ghidurile oficiale privind pierderea în greutate includ un fel de recomandare privind activitatea fizică. Așadar, poți fugi de o dietă proastă? Să vedem ce spune știința. Studiile de populație au descoperit cu siguranță corelații puternice între inactivitatea fizică și obezitate. Dar un stil de viață sedentar conduce la obezitate? Sau obezitatea conduce la un stil de viață sedentar? Probabil că funcționează un pic în ambele direcții. Pentru a dovedi cauza și efectul, precum și pentru a cuantifica relația, trebuie să fie testată această afirmație. Au fost publicate zeci de studii controlate randomizate care au implicat mii de participanți cu privire la efectele exercițiilor fizice asupra pierderii în greutate. Iar activitatea fizică nu s-a dovedit a fi o strategie eficientă. De exemplu, dacă vă uitați la studiile care au încercat să utilizeze doar exercițiile fizice pentru a induce pierderea în greutate, pe o perioadă medie de aproximativ 5 luni, oamenii au pierdut doar aproximativ 3 kg. Atunci când puneți toate studiile cap la cap, se pare că a fost nevoie de aproximativ 6 săptămâni de exerciții fizice pentru ca oamenii să piardă un singur kilogram. Totuși a fost vorba doar de exerciții fizice. Dar ca adjuvant la dietă, ne-am putea întreba.
Dacă repartizați aleatoriu persoanele într-o intervenție de dietă și exerciții fizice față de o dietă singură, grupul cu exerciții fizice suplimentare se descurcă mai bine. Dar diferența în ceea ce privește pierderea în greutate a fost în medie de doar 2 kg. Studiile au durat între 3 și 12 luni, iar toate exercițiile fizice suplimentare prescrise păreau să se traducă doar în câteva kilograme. Diferența de 2 kg a fost semnificativă statistic, ceea ce înseamnă că suntem destul de siguri că a fost un efect real, dar pierderea a 2 kg pe parcursul unui an nu poate fi considerată semnificativă și din punct de vedere clinic. Ca regulă generală, cercetătorii doresc să vadă o scădere de cel puțin 5 sau 6 kg. Într-o meta-analiză a 18 studii controlate randomizate cu o durată minimă de 6 luni, grupul cu dietă plus exerciții fizice nu a reușit să depășească în mod semnificativ grupul cu dietă exclusiv. Se pare că nu există niciun beneficiu pe termen lung în încurajarea oamenilor să adauge exercițiile fizice la regimul lor de pierdere în greutate. Deci ce se întâmplă? Poate că exercițiile fizice sunt mai eficiente în prevenirea recuperării greutății. Marea majoritate a studiilor controlate randomizate care au examinat menținerea pierderii în greutate n-au reușit de asemenea să demonstreze un beneficiu al exercițiilor fizice. O parte a problemei este conformitatea, adică una este să le spui oamenilor să adere la un regim de exerciții, alta este să o și facă. Atunci când aceleași studii controlate și randomizate au fost analizate din nou pentru a exclude persoanele care n-au respectat instrucțiunile, iar analiza a fost limitată doar la cei care și-au dedicat efectiv timpul și sudoarea, a apărut un avantaj clar al exercițiilor fizice. Exercițiile fizice funcționează doar dacă le faceți cu adevărat. Deși unul dintre motivele pentru care oamenii pot deveni rapid dezamăgiți de noul lor abonament la sală este supraestimarea grosolană a capacității exercițiilor fizice de a arde caloriile suplimentare. O felie de pizza are aproximativ 300 de calorii. Asta înseamnă o oră de mers pe jos pentru fiecare felie. O oră pe felie. Câți copii aleargă 2 ore pe zi pentru a consuma Happy Meals? Sau cine are timp să urce 50 de etaje pentru a elimina caloriile dintr-o singură prăjitură Oreo? Acesta este unul dintre motivele pentru care ceea ce punem în gură este cel mai important. Cercetătorii din domeniul sănătății publice au experimentat cu includerea etichetării pe alimentele nesănătoase. Așadar, care etichetă este mai informativă? Aceasta sau acestea? Mai vrei Toblerone dacă asta înseamnă să mergi 2 ore? Sau fursecuri pentru care ar trebui să sari coarda timp de 81 de minute? Cred că aș alerga o oră doar ca să nu fiu nevoit să mănânc chipsuri cu aromă de creveți. S-a constatat că etichetarea meniurilor fast food cu mici pictograme ale unor figurine care fac exerciții fizice ajută la orientarea oamenilor către opțiuni cu mai puține calorii. Văzând că decizia de a mânca, de exemplu, cartofi prăjiți de dimensiuni mari ar însemna să parcurgă 5 km în plus în acea zi sau că alegerea salatei de pui în locul salatei de grădină ar însemna să alerge aproape 5 km, oamenii sunt mai predispuși să facă alegerea cea mai sănătoasă.